Hai, puștile! Bă, uite, bă, ce pici, ce spichile, bă! Bă, nu-i din mine, s-a luat! Salve sacalor, ce faceți? Frate meu cunoști, dar azi o să mergem la sală, să-i arăt cum stă treaba, pentru că el zice că vrea să facă sală, nu vrea să ia pe treaba asta mea, știi, cu mușchii. Eu nu fac sală, fac flotări, fac de-asta. Dar el a zis că vrea să meargă odată la sală, așa că o să-i arăt ce înseamnă sala. O să văd dacă poate să duc un antrenament de-a meu, cum făceam și eu odată, de piept, umeri și triceps. Vedem care-i treaba. Băgați un like la video și ne vedem acolo. Ce faci, băi? Ești pregătit? Normal? Să facem un antrenament, cred că ori full body, ori challenge. Full body, cât un exercițiu din fiecare. Sau un antrenament de piept, umeri și triceps. Piept, umeri și triceps. Piept, umeri și triceps, să fie vere, dacă vrei să arăți așa, ia uite-l. Treci la încălzire acum, hai, că facem împreună. Te încălzești cu mine. Încearcă să-ți lași brațele, gen, umărul să ducă gen de tot, știi, fără simță. Păi din Spania brațele, că-l cheamă El Brando. Este prima dată, o să-ți arăt cum e mișcarea. Facem cu bara goală. Prinzi bara de la chestiile astea două, știi? Unde îi semna asta să fie sfârșitul tău. Încearcă să nu o ții așa, încearcă să o ții drept, așa, știi, cum ar veni. Okay. Și ai dat aici umeri pe spate. Ai ridicat și ai umeri pe spate. De aici simți că se contractă partea asta de aici. Și încerci așa, 2 secunde jos, 2 secunde sus. Ce ar trebui 12 repetări, facem 12-10-8. Hai, puștile. Hai să vedem ce poți. Așa cum ar veni, umeri pe spate. Așa? Așa, și acum coboară încet. Și cât faci? Bun. Încearcă să o ții dreaptă, dreaptă. Vrei să spun 2 kg sau 5? Vrei tu. Hai, spun 5 și stau în spate. Ia și sunt la asta, pune 5 și eu stau în spate. Ia uite-l cu poate, hai. 3. Bravo, bravo. 4. Ia-ți mă mâine. Hai, vedem cât poți maxim? Da. Stau în spate, bun. O să spun 15, deși e cam mult. O ridici ușor, ai 15 kg, spune-mi, da? Eu vin după tine. Una trebuie să faci. Tu ai fost fata. Mai poți? Cum să nu? Când ce te spunem, că eu sunt aici, da? Uite mă ce pici, 15 kg, mă marte, mă, la 15. Gata. Hop, până jos. Tare, sus. Hop, până jos. Tare sus. Bine, poți să faci și de-asta, știi, dacă vrei, știi. În mâine, mâine, mâine. Da, poți să faci și de-asta, dacă vrei, știi, cum ar veni. Dacă vrei tu așa. Da, nu știu dacă poți tu să faci. Următorul exercițiu este împins la bancă cu dumbbells, frumos aici. Eu le iau pe astea de 20, tu caută-le și tu pe alea tale, pe alea de 10. Vezi că sunt alea de acolo, boss. Care? Hai, nu te rușina, vino aici să lucrez cu frate. Și eu? Ai dus în poziție, trebuie să fii un pic arpit, să nu fii drept așa. Brațele un pic mai așa. Mai așa? Nu, bă, mai încolo, mai spre gradul așa, așa. Când ai ajuns jos aici, te duci jos, așa, uite unde sunt după ziția astea. Vezi, aici, nu. Frate, mi-ai vrut sală, trebuie să înveți cum se face sală. Normal și aici, 3 seturi, ca să știi. Hai, încă una. O, am avut contravestirea, nu chiar. Jos. Hai, aici. Hop, stop. Aici ridici. Hai, bă. Eu v-am zis, faceți flotări, faceți tracțiuni, dar lasă că vă învăț eu. Vrei să învăț să stai și în mâini? Da. O să-l învăț să stai și în mâini. Ce vorbești? Eu uite, frate, bă, ce ori? Pentru că e greu tare, gen, să ducă tot antrenamentul, o să facem câte un exercițiu, câte un set pe exercițiu, zic bine. L-am pins, facem un set, că e prea greu, nu duce, gen, uite-o leacă ce aici avere, că-s culturist, ești prost. Bun, ca să terminăm cu pieptul, băgăm niște flotări, care pentru mine le recomandat. Toată lumea, bă, faceți flotări câte puteți, bă, hai, piciule. Poți să faci flotări cu bătaie sau o facem normale? Poți, da? Da. Și... Bătaie. Cum o sar? Dar nu știu cum sar, să-i. Dep, bătaie, dep. Așa. Cum era ăla? Cum? Așa, da. Ai, așa. Așa? Ce bani, nu știu. Ce mamă, ce intri. Fratele meu, acum avem umeri și după tricepsul, știi? Mai poți? Okay. Păi cum să nu băzi? Hai, să te văd. Ia niște greutăți ușoare, pentru că ai de făcut astea. Sunt bune astea, chiar așa. E bun. Dar nu-s prea mulți de gen? Bă, nu, ia mai ușor, că asta e prea greu. Eu o să iau 3, pentru că fratele meu se crede șmecher și-o lua mai mult decât mine. Dar să-mi știu de aici. Fii atent, faci după mine, da? Da. Faci așa ușor, nu le ridică-le, încearcă să le lași mai mult pe degete, știi, ca să nu creze mult umărul. Le-ai dus până aici. Așa. Bun, bravo, bun.
așa 10 de astea, pe care aici. Tot așa pe lasti degete? Nu, asta le ții aici. Deci ții. Ridici, nu ridici așa, nici așa ridici. Ridici coatele drept. Deci din coate aici mișcarea, știi cum ar veni? Deci ții așa. Așa, și aici în coate, din coate, din coate. Lasă umerele relaxate. Tot de jos, stai și tu cu cear mai depărtatura. Bă, nu-i de mine, sară! Da, nu-i de mine, vrei să vezi, te fă eu cu mine, măcar dacă faci. Uite, uite cât de frumos se vede. Hai, așa. Aolo, Dumnezeule! Următorul exercițiu la umeri ar fi la bancă dreaptă. Aici cu greutăți mici, ca să nu pățești ce am pățit eu. Da? Care ați mari, faci cu mici. Ai pornit cu brațele de sus de aici, ușor, trebuie să coboare. Vezi, nu aici este un râu. Dar n-are sens să te duci aici cât lovești umeri. De aici, mișcarea, umăr lucrează de aici, hop! Hop, cu greutate puțină și faci multe repetări de asta. Hai, fă, bag de acolo. Și acum coboară ușor, da? Hop. Să nu le duci prea pe spate brațele, mai în față, așa. Hai. Ei, dar ce, bă, ne poate, uite ce s-ară. Bă, ne poate, ți-ar ajunge freza. Deci. Așa, aici, așa, bravo. Păi așa, da. Bravo, ia uite. Antrenorul, ia uite-l, bravo. Cât costă o ședință? Bă, o ședință la mine este 50 de lei. Poți și să sar coarde. Știu doar să sar coarde. Bun, hai la triceps. La triceps facem deasupra capului. Să nu fii coatele așa sau așa, coatele să fii în față. Okay. Ridici aici, storci aici sus cum ar veni și ai lăsat jos, jos, jos. Coatele să fie nemișcate, știi? Te duci jos până simți că ți se întinde tot tricepsul aici. Hop, ai ridicat, hop, așa, gen coatele drepte să nu se miște, știi cum ar veni, hop. Este un bă, extraordinar intra ăsta pe vremea mea, știi cum ar veni, hop, știi? Așa. Hai, ți-am pus prea multe kilograme? Nu, nu, dar nu știu dacă fac corect. Da, gen aici trebuie să fii mișcarea, încearcă coatele să le ții mai lipite de cap. Așa? Așa, dai drumul. Hai, cam asta deci, e așa mișcarea, da, ceva în genul. Da, nu prea cred că fac corect, dar... Ba da, faci corect, dacă faci încet, faci foarte corect, dar trebuie să faci încet, să-ți pui kilogram puțin. Acum cred că ți-am pus eu cam multe acolo, dar asta e mișcarea. Și cât de așa? Și acum, ca ultim exercițiu tot la triceps, tot cu asta zic eu că ar fi bine. Îți bune kilogramele alea. Te-ai dus aici, da? Nu stai, nu stai drept, nu stai așa, gen, te-ai dus. Aici deci, trebuie să stai, okay. Da? Ai lăsat coatele să ducă sus, dar nu se mișcă, se duc doar antebrațele. Și hop, aici ai strâns, te vezi cum se strânge tricepsul. Hop, și aici ai, știi cum e mișcarea, știi cum ai. Poți să stai și așa, dacă ți-e comod. Ideea e să nu stai așa, știi cum ar veni. Okay. Să stai să împingi numai din brațe aici, da? Da, așa nu simt, bă, nimic. Bă, dar tu trebuie să vezi mișcarea. Deci, așa. Așa, bun, și ușor, dar ușor, lasă-l ușor. Stai un pic mai aplicat aici. Hop, ușor, ușor, ușor. Hai, și tragi jos. Bravo, așa, ții mușchi în tensiune. Bravo, bă, cumnate, bă. Bravo, bă, romică, bă. Bun, bă, vere, bă, gândește-te că acum ar fi trebuit la fiecare exercițiu pe care l-am făcut noi să fie 12, 10, 8. Tu ai făcut un singur set la fiecare exercițiu. Gen, cum crezi tu că-i sala acum? Ca să că tot mai bătut la cap. Bă, mă așteptam să fie diferit, dar sincer îmi place mult mai mult ce faci și tu, calisner. Și gen flotări, tracțiuni. E mai șor și genii, e mai frumos să faci asta, adică la parte de astea că dacă le dau un picior cad. Să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să mai fac clipuri de astea sportive cu fratele meu, poate facem următorul clip până învăț să stea în mâini, știți că eu mai pun pe Instagram cum fac diferite antrenamentele mele, să-mi dați un follow pe Instagram, sigur o să vă placă ce postez acolo. Eu v-am lăsat bețapă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu și Piciu v-am pupat, pa bă!